Vă rog să mă lăsați să intrați, nu vorbim. Vom vorbi când se termină toată această mascaradă. Vă rog. Cel mai greu dosar al lui Carmen Adamescu a ajuns într-un final în instanță, cel în baza căruia a fost arestată la domiciliu în urmă cu 6 ani și care o poate costa 10 ani de închisoare dacă va fi găsită vinovată. Este o cauză abia trimisă în judecată, abia a fost sesizată instanța cu rechizitoriu. Pentru mai multe infracțiuni săvârșite în grup infracțional organizat, în principal cu scopul delapidării de sume importante din Societatea Unirea, prin operațiuni fictive, contracte și alte asemenea convenții care nu aveau substanță economică, de fapt. Și prejudiciul e calculat la acest moment pentru aproximativ 17 milioane. Fiul ei din prima căsătorie, Rani Balade, și el anchetat pentru complicitate, riscă o condamnare de 3 ani de închisoare, însă avocatul din dosar susține că în cazul lui faptele s-au prescris. Procurorii îi acuză pe amândoi că au pus la cale o schemă de devalizare a companiilor lui Dan Adamescu, prin care au sifonat sume exorbitante. Da, cercetările l-au privit și pe dânsul, însă în cauza aceasta deocamdată cu care a fost învestită instanța, în privința dânsului s-a împlinit termenul de prescripție și n-a mai fost și dânsul trimis în judecată. Într-adevăr, pentru complicitate a fost cercetat și urmărit penal, dar soluția a fost de clasare. Pentru prescripție, pentru intervenirea prescripției. Procurorii spun că metoda era pe cât de simplă, pe atât de eficientă. Semnarea de către companii deținute sau controlate de Carmen Adamescu a unor contracte fictive de consultanță sau de prestări servicii cu companiile deținute de soțul ei, companii la care ea deținea funcții de conducere. Parte la delapidare ar fi fost și părinții octogenari ai văduvei. De altfel, tatăl lui Carmen Adamescu figurează în continuare ca asociat și administrator în firmele fiicei și nepotului. Toate aceste firme ar avea sediul înghesuit în câteva cămăruțe ale unei vile situate la câțiva pași de Palatul Victoria. La aceeași adresă ar locui, fără forme legale, însăși văduva. În timp ce Carmen Adamescu a tot fost criticată că pozează relaxată pentru tabloide, fiul ei, Rani Palade, ar avea reședința în paradisul magnaților, Monte Carlo.